La alegerile locale care se vor desfășura în luna iunie, USL va merge în cea mai mare parte pe liste comune. A fost convenită paritatea pe liste, 35% revenind a CDU-ului, restul de 65% PSD-ului. În ceea ce privește municipiul Vaslui, potrivit protocolului, candidatul revine Partidului Social Democrat în cadrul Uniunii Social Liberale. Este vorba de domnul Vasile Pavel. În ceea ce privește Consiliul Județean, candidatul revine Partidului Social Democrat în cadrul Uniunii Social Liberale și sunt eu desemnat. În rest, lucrurile sunt discutate de la caz la caz. La Huș, liberalii vin cu o propunere inedită. Aruncă în lupta electorală o femeie și speră să fie acceptată și de partenerii din coaliție. La Huș, primarul în funcție Jean Cipilan deja a spus că va candida în altă parte. Acolo Uniunea Social-Liberală și-a propus să meargă pe liste comune. Noi sperăm să avem noi nominalizarea, propus-o pe doamna Cătălina Popa, și cred că PSD-ul, pe fostul candidat la un colegiu de deputați, domnul Aurel Căciulă. Eu cred că prin nominalizarea noastră cu doamna Cătălina Popa oferim o candidatură pentru hușeni. În primul rând, oferim un profil de candidat cu totul diferit față de actualului primar. Cum primarul municipiului Bârlad a avut păreri contradictorii privind partidul din care face parte, PNL ia în considerare participarea la alegeri pe liste separate. Până în prezent, USL a stabilit 70 de candidați comuni, rămânând în discuție 16 localități unde se fac încă sondaje pentru a desemna candidații cu cele mai multe șanse de a fi aleși pe funcții.